Bine v-am găsit la o primă lecție din seria celor dedicate aplicației Microsoft Outlook 2010. În această lecție vom vedea cum putem compune și trimite un e-mail simplu. Bănuiesc că majoritatea ați auzit de Outlook și atunci când spunem Outlook ne gândim automat la mesaje de tip e-mail și la aplicația cea mai utilizată pentru partea de trimitere și recepționare corespondențe electronică. Vom vedea în această lecție cum putem să creăm un mesaj simplu și să-l expediem. Așa că voi deschide Outlook și aici observați în interfața aplicației Outlook. În secțiunea din partea stângă avem o listă cu foldere, unde în inbox sunt mesajele recepționate. În Sent Items, mesajele pe care le-am trimis, le-am expediat. În partea centrală avem o listă de mesaje primite în acest moment. Iar în secțiunea din dreapta avem conținutul mesajului. Și mai în dreapta avem calendarul pe care îl putem activa sau dezactiva. Deocamdată îl voi lăsa dezactivat pentru a avea cât mai mult spațiu. Și haideți să vedem cum putem crea un mesaj de poștă electronică nou. Din tabul Home, grupul New, opțiunea New Email, ne va deschide o fereastră în care putem să completăm mesajul nostru. În această fereastră vă rog să observați mai multe zone. În primul rând, secțiunea To, unde va trebui să completăm adresa destinatarului, fie folosind tastatura și completând adresa de e-mail manual sub forma user@domeniu.com ro și așa mai departe. Adică numele utilizatorului și după arond urmează serverul sau compania în care acesta lucrează. Dacă nu dorim să tastăm de mână, folosind butonul To de această dată, ni se va deschide o casetă cu... ne spune că nu sunt conectat, deși atâta timp cât Outlook-ul este deschis, ar fi trebuit să avem. Ia să încercăm o altă listă de contacte. Da. Există mai multe locuri de unde puteți să selectați agende. Offline Global Address List este cea pusă la dispoziție de către un server Exchange, cum este și cazul nostru, dar probabil acum nu a putut comunica cu acest server. Și dacă aveți o listă de contacte locală, o puteți selecta pe aceasta. Avem o listă de persoane pe care putem să le contactăm și dacă alegeți o persoană din această listă de contacte, aveți apoi posibilitatea să adăugați numele și adresa de e-mail a persoanei respective folosind butoanele To, CC sau BCC. Aici nu este cazul să trimitem de 3 ori, așa că voi selecta și voi șterge aceste câmpuri. Deci To este adresa destinatarului către, CC este o copie către, carbon copy, și BCC este un blind carbon copy, adică copie invizibilă. Ce înseamnă acest lucru? Că destinatarul principal este trecut în câmpul To. În CC sunt trecute persoanele care trebuie să fie la rândul lor informate de către mesajul nostru. Cei de la câmpul To și CC se vor vedea între ei, adică dacă mai completăm, de exemplu, aici cu încă o persoană. Colegul meu Bogdan va vedea că destinatarul principal sunt eu, dar a primit și el informarea. Iar în BCC, de exemplu,
putem să trimitem către directorul general, în așa fel încât va fi informat, va vedea care sunt destinatarii, atât cel principal cât și cel secundar, dar niciunul din cei doi, de la tu sau CC, nu vor ști că s-a trimis mesajul și către a treia persoană aflată în câmpul BCC. Dacă, numai un pic să-i ștergem, după ce selectați persoanele și câmpurile unde acestea trebuie să apară, apăsați butonul OK. Câmpul CC este același cu cel din agenda pe care vi l-am explicat mai devreme. În subiect, va trebui să completați o scurtă descriere a mesajului. De exemplu, facem un raport de activitate. Există în anumite companii aceste informări periodice, de obicei la sfârșitul zilei se transmite un raport de activitate. Ultima secțiune a ferestrei noastre este corpul mesajului, în care va trebui să scriem conținutul efectiv al mesajului. Și aici completăm ce anume vrem să îi transmitem. De exemplu, vă transmit mai jos lista de activități desfășurate astăzi. Și începeți să înșirați activitățile. Atunci când ați terminat de editat conținutul mesajului, apăsând butonul Send, acesta va fi expediat. Ce se va întâmpla în acest moment? Va fi pus acest mesaj în coada de expediere, în folderul Outbox, aflat în partea stângă, și va sta acolo până când serverul va reuși să expedieze mesajul. După care va muta acest mesaj în folderul Send Items, acolo unde sunt elementele trimise. Haideți să vedem. Apăsând butonul Send, va sta pentru câteva secunde în Outbox, după care va fi mutat în Send Items. Observați aici mesajul trimis în acest moment. Pentru că tot eu eram și destinatarul, mesajul a și sosit în căsuța noastră. Deci rețineți, pentru expedierea unui e-mail, folosiți tabul Home, grupul New, comanda New Email pentru a genera un mesaj nou. Apoi, în câmpul Tu, completați adresa destinatarului sub forma nume utilizator, arond și nume domeniu. Sau, și mai simplu, selectați destinatarul din agendă, folosind apoi butoanele Tu, CC sau BCC pentru a adăuga destinatarul în secțiunea corespunzătoare, după care apăsați butonul OK. Dacă nu ați făcut completarea adresei destinatarului secundar, sau poate nu este necesar, acest câmp Carbon Copy, copie către, va putea conține la nevoie destinatari suplimentari. Puteți să-i puneți pe toți în câmpul tu, dar este bine să-i departajați. Nu uitați că este bine să folosiți un subiect pentru mesajul vostru, pentru a fi mult mai ușor de identificat și de către destinatar, atunci când va primi, va putea să înțeleagă din câteva cuvinte care este conținutul mesajului vostru. Și în zona centrală completați în corpul mesajului textul pe care doriți să-l expediați. După care apăsați butonul Send pentru a face trimiterea efectivă a mesajului. Extrem de simplu. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să urmăriți și celelalte lecții din această serie.